Hei, Guten Morgen și bună dimineața de aici, din Füssen. Mergem să ne luăm cazarea. Cazarea am luat-o în orașul Schwangau, la 4 km de aici, fiindcă acolo se află și două cetăți pe care le vom vizita puțin mai târziu. Așa că haideți să luăm camera în primire, după aia ieșim în oraș să vedem ce frumusețe este pe aici. Asta e super. Acesta este un hotel de 3 stele în Germania. Am și o sticlă de apă. Am și așa o priveliște. Spre munți. Acesta este hotelul în care eu m-am cazat. Îl recomand la toți. Se numește Helmer. Frumos. Am văzut pe aici un magazin cu biciclete. Mă duc să văd, poate iau una în chirie. Mi-am închiriat o bicicletă, că altfel nu-i chip. Am intrat într-o pădure și m-am rătășit. Frumusețe aici. Montat de un parc. Stau rățele să odihnesc. Văzusem aici, nu departe, o biserică. Haideți să mergem spre ea să vedem cum arată această biserică. Acest loc trebuie văzut de la înălțime. Văd acolo în față o parcare mare și multă lume. Haideți să vedem ce e acolo. Aici lumea se dă cu sania. E clar că îi dau și eu tur. Vine și tacica mea. Ok. Let's go. S-a oprit căruțul în mijlocul drumului. Nu știu de ce, dar nu merge, stă pe loc. Mai e o domnișoară. Aha, s-a pornit. S-a
porni. Credeam că nu ați mai... E bun. Așa. Și aici mergem la coborâre deja. Băi, ce nebună! Ce viteză se ia! Wow! Haideți să vedem cum arată și de la înălțime această locație. Castel. Era în fața mea, dar l-am pierdut-o. Aha, iată, l-am zărit colo sus. Ar fi bine să zburăm spre el, dar mai întâi de toate trebuie să găsim un loc potrivit. Iată, am găsit și locul potrivit. Haideți împreună să vedem cum arată acest castel, de la înălțime.
prin surprindere, în fața mea a apărut un alt castel. Am terminat cu nostalgia, de aici vom merge spre orașul Füssen, unde avem de vizitat câteva obiecte turistice foarte interesante, așa că haideți să pornim la drum. Acesta este un havuz, care pietrele astea sus se rotesc și curge apă. La moment nu funcționează. Nu știu de ce, poate mai încolo să se pornească și o să vă arăt cum funcționează acest havuz. Este foarte spectaculos. Cele ce se rotesc. Văd în fața mea un castel tare interesant. M-am uitat acum pe Google ceva informații despre el și am aflat că este de fapt un castel gotic al episcopilor din Augsburg și se numește Hohenschloss. Haideți să vedem cum arată acest castel.
cadre dinăuntru, să vedem cum arată acest castel. Am ieșit dintr-o biserică și am dat peste alta. Frumoasă biserică, nu am ce spune. Haideți să luăm un cadru și dinăuntru. Apropo, această biserică a fost pictată într-o tehnică Luftmalerei, adică o pictură pe tencuială umedă. M-am uitat pe hartă și am văzut că este aici în apropiere o mănăstire. Merge vorba despre mănăstirea lui Magnus. Haideți să vedem ce reprezintă această mănăstire. Am ajuns și la mănăstirea Sfântului Magnus, care este și un muzeu aici înăuntru. Vrem să vedem ce e înăuntru. Am auzit că este ceva frumos. Să mergem. Thank you.
ieșit din această mănăstire și am auzit un sunet asemănător cu o cascadă. Văd că apa e curgătoare, ar putea fi chiar și o cascadă pe aici, pe lătre, pe undeva. Și da, uite că am dat într-adevăr peste o cascadă, ce drept este artificială, dar e foarte frumos făcut. Haideți să vedem mai de aproape cum arată această cascadă. Turiști, că oricum ei te duc undeva într-un loc frumos. Și uite că am mers după ei și am dat peste acest pod. Dacă nu știu unde este urcarea. Wow! Cât urcarea e de acolo, cred că. Să mergem să urcăm și noi să vedem ce frumusețe se vede de acolo. Ca să înțeleg, intrarea este pe aici. Vedeam cât costă. Trebuie să fie cuplată. Welcome. Și începem cu acest podeț. Poduț. Care duce nu știu unde. Deja se vede ceva interesant. Și anume, suntem la o înălțime foarte mare. Wow! Mergem înainte. Aici suntem la o înălțime cam de 20-30 de metri, dacă nu mă greșesc.
Uitați-vă ce priveliște. Wow. Intrăm prin arcă. Cred că mai încolo se deschide un view și mai. Cred că acesta este cel mai înalt punct din zona aceasta. După aia urmează, o să trecem deasupra unui râu, după câte am văzut pe hartă. Și da, de aici este un view. N-am înțeles ce aici se termină. Sau trecem dintr-un pod pe altul. Din păcate s-a terminat poduțul nostru. Mai departe o să zburăm în cosmos. Deci încercăm să ridicăm drona. Să vedem de sus ce frumusețe ne așteaptă aici. Alleine bist du? Ja. Willst du draußen sitzen? Oder drinnen? Egal. Nimm Platz. Da vorne ist ein Tisch frei. Das wäre noch frei für dich. Am găsit aici un restaurant care se numește La Perla și mi-am comandat o pastă, pasta carbonara. Își mi-o aduce și facem degustație.
Iată și pasta mea, carbonara. Deci mâncarea a fost gustoasă. Am mâncat tot. Bineînțeles că mi-am luat și o bere. Stătând și mâncând, mi-a venit și o idee de a pleca în seara aceasta spre München. Și haideți să vedem împreună cum decurge drumul din Füssen spre München cu trenul. Mi-e interesant și mie. Am ajuns la gara de trenuri. Deja mi-am luat și un hotel în München prin Booking. Așa că vedem cum ajungem acolo. Deja și trenul a sosit pe peron. Chiar în acesta mă urc acum. Mai schimbăm un tren pe drum, după aia ajungem în München. Iată, m-am ajuns și în München. Între timp am mai schimbat un tren, dar am ajuns cu bine. Acum plec în centru să-mi caut hotelul. Of, nu știu unde, internet nu am. Sper că o să-l găsesc. Este o aglomerație aici în gară. Să vedem unde e ieșire. Da, aici. Aici este ieșire. Uite că mi-am găsit și hotelul. Hotelul Löwen. Haideți să intrăm să facem check-in-ul și să vedem camera cum arată. Hotelul este situat chiar în centru. În centru München. După cum vedeți, aglomerație. Deci haideți să intrăm să facem check-in-ul. Hello. Hello. Abia ne țin abiștet. Era un fel și nu am. Orlov. Okay, danke. Deci așa, avem camera 313. Și cum o activăm? S-a deschis. Și
Și asta, domnilor, este o cameră de 4 stele în München, care are, nu știu, vreo 10 metri pătrați. Să vedem și baia. Da, este curat. Șervete, oglindă, viceu. Avem și un fen, umivalnic, dușcabină, care este curat. Deci pentru noapte e destul. Deci ce să zic, camera este mică, dar este confortabilă și asta e cel mai important. Am televizor, am baie, am și un condiționer aici sus. Deci e super. Vreau să mă odihnesc, căci mâine este o zi foarte grea, foarte încărcată, avem mult de vizitat. Așa că trebuie să ne odihnim, să fac și un duș. Și mâine dimineață cu capul limpede, cu o nouă zi, să luăm orașul la pas. Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați uitat până la final. Nu uitați să vă abonați și să puneți un like. Ciao! V-am promis că o să vă arăt cum funcționează aceste pietre și cam în felul următor. Nu știu cum funcționează, dar e spectaculos.